Vreau să ne ridicăm să onorăm cuvântul lui Dumnezeu, deschizând cuvântul Domnului în prima epistolă lui Ioan 1 Ioan capitolul 4 începând cu versetul 8, pagina în Biblie 1201. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Amin. Ocupăm locurile. Apropo de sărbătoarea pe care am avut-o astăzi, un adolescent s-a pus lângă un frate mai în vârstă de la noi din biserică și adolescentul îl întreabă pe fratele mai în vârstă, frate, dacă e cina Domnului, de ce nu luăm cina seara? Fratele mai în vârstă îl întreabă pe adolescentul acela și zice, auzi, ce înțelegi tu, de fapt, prin cina Domnului? La care adolescentul stă și se gândește un pic și îi dă un răspuns fratelui și zice la cina Domnului, noi îl plângem pe Isus. E adevărat că unele biserici transformă cina Domnului nu în sărbătoare, ci în înmormântare, dar noi la cina Domnului sărbătorim cea mai frumoasă biruință care s-a câștigat pentru noi. Aici Domnul eliberează, aici Domnul vindecă, aici Domnul mântuiește. Aici Domnul, aici Domnul naște din nou. Aici Dumnezeu dă biruința de plină. Aici Dumnezeu are puterea să lege din nou familie. Aici Dumnezeu are puterea să te ridice din nou și să-ți restaureze viața. Nu știu cum ai venit în casa lui Dumnezeu. Poate ai venit cu nasul în șireturi. Nu știu. Habar nu am care este starea ta. Dar mă rog, ca în numele lui Isus Hristos, prin Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ridice viața ta. Apostolul Ioan, de fapt, în textul pe care l-am citit, Vorbește într-un mod direct. Ăsta este modul lui de a lucra Apostolului Ioan, de a spune lucrurilor mai direct. Și el vine și spune, îl cunoști tu pe Dumnezeu? O, stai, stai, probabil zici tu, vin la biserică. Nu, nu, nu. Îl cunoști tu pe Dumnezeu? Când încor. Nu, nu asta e întrebarea. Îl cunoști tu pe Dumnezeu? dar am avut un timp de rugăciune frumos și l-am simțit pe Dumnezeu. Întrebarea pe care ne-o pune, îl cunoști tu pe Dumnezeu? Chiar dacă Apostolul Ioan scrie simplu, dar nu simplist, ci profund, el începe și spune în felul următor, cine nu iubește, nu a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și vreau să încep de la Prima întrebare, ce nu este iubirea lui Dumnezeu? Știți, noi încercăm să exprimăm sau explicăm iubirea lui Dumnezeu folosind ne de tot felul de ilustrații. Sunt frumoase, sunt bune exemplele, dar nu sunt de ajuns. Auzisem despre un profesor de fizică de la Cluj, care atunci când era mititel, era băiețel, se uita la mâinile mamei lui și mâinile mamei lui erau pline de cicatrici. Era rușine cu mămica lui. Când îi dădea mămica lui mâna, băiețelul acesta își trăgea mâna. Când mergea cu ea să cumpere ceva de mâncare în sat, ori mergea cu câțiva metri înaintea mamei lui, ori în spatele ei, ori de cealaltă parte a drumului, pentru că era rușine cu mama lui. Într-o zi, un vecin îl vede și îi zice Ionică, hai pun la mine. Tu știi de ce are mama ta mâinile așa? băițel fiind câțiva anișori, doi, trei anișori, o dat din numeri și o zis, nu știu. Deci, hai să-ți explic cât poți înțelege. Când locuiați undeva în casa de supădure, mama ta s-a dus să cumpere de alegurii în sat. N-a apucat să ajungă la magazinul din sat, la cooperativă, cum era pe vremuri, au alergat după ea și au zis, femeie, vină că țar de casă. A alergat mama ta într-un suflet acasă, toți frățiorii tăi erau scoși afară. Tu aveai câteva săptămâni. Erai acolo în pătuț. A încercat mama ta să intre, vecinii s-au pus tăvilar și au zis, femeie, cum să intri să lași copiii ăștia orfani și de mamă? Gândește-te la viața ta și la viața lor. Mama ta n-a ascultat, a intrat în casă și peste pătusul tău era căzut o grindă care ardea. A luat-o cu mâinile, a dat-o la o parte, te-a băgat pe tine în haină, și te-a afară. Sunt frumoase ilustrațiile, dar nu asta e iubirea lui Dumnezeu. Apostolul, Ioan, Apostolul Pavel face o pledoarie pentru dragoste în 1 Corinteni, capitolul 13. Și spune, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea iubire, sunt o ramă zângănitoare sau un chimbal zângănitor. La un moment dat, știți, vreau să... Chiar dacă rămâneți cu lucrul ăsta din predică, nu uitați un lucru. Singurul lucru care dă valoare omului e iubirea. E singurul. Tot ce facem noi aici, predicarea mea, slujirea corului, tot sunt frunze, nu roade. Creștinismul adevărat nu se măsoară în primul rând în venitul la biserică și slujire. Creștinismul adevărat se măsoară acasă. Dacă vreți să știți cum este Marius, nu întrebați-mi păstorul nici prietenii mei. întrebați în soția și întrebați în pruncii mei. Cum este Marius cu adevărat acasă? Pentru că singurul lucru care dă valoare omului, simplu, este iubirea. Nu darurile. Pentru că vor fi în, în, în ziua judecății, în iad, o grămadă de oameni care au spus, Doamne, n-am prorocit, n-am făcut minuni, n-am făcut o grămadă de lucruri în viața noastră, bada. Le-ați făcut, spunea Iisus Hristos, dar le-ați făcut pentru voi, pentru egoismul vostru. V-ați hrănit firea, v-ați hrănit egoul. Voi nu l-ați făcut pentru frații voștri cu adevărat. Viața voastră n-a fost una de jerfire cu adevărat, ci viața voastră a fost... Uh, ca un piedestal au fost darurile pentru voi să vă înălțați și să vă hrăniți egoul vostru. Mi-aduc aminte de un prieten de-a meu, mi-am adus aminte că mi-a zis cu ceva vreme în urmă, Marius zice, stăteam lângă un frate în biserică, pentru că noi măsurăm spiritualitatea oamenilor cel puțin o vreme, după cum îi vedem cât de tare se roagă. Păi, domnule, dacă omul ăla se roagă tare și îl tremură un pic, înseamnă că omul ăla e spiritual. După cât vorbesc în limbi sau după darurile pe care le au. O vreme așa măsura spiritualitatea. Numai că prietenul ăsta meu mi-a zis, Marius, Ante zile am stat lângă un bărbat în biserică care vorbea în limbi în continuu și eu am zis așa, în gândul meu, omul ăsta este cel mai spiritual bărbat din biserică. Și într-o zi, la o donare generală, a țâșnit de lângă mine și-și-a luat de piept. Și mi a dat seama că tot ce facem noi aici sunt frunze. norade. Apostolul Pavel merge mai departe și spune chiar dacă aș proroci, aș avea credință cât să mă munți, aș cunoaște toate tainele și n-aș avea iubire. Sunt zero. Sunt zero. Vreau să vă întreb ceva. Care dintre dumneavoastră, după predica asta, v-ați duce acasă și tot ce ați agonisit o viață întreagă, zeci de ani până acum, ați spune de vânzare și ați scrie o pancardă în fața casei pentru un scop nobil, pentru orfanii și săracii din Timișoara. Ar face cineva lucrul ăsta? Este cineva care să facă în momentul ăsta să meargă acasă și să vândă tot ce are pentru orfanii din Timișoara. Nu? Unii ar zice, băi, nebunie pură, alții breaking news. Nimeni n-ar nimeni face. Dar dacă s-ar găsi în dimineața asta cineva să vândă tot pentru orfani și să doarmă în cort sau sub cerul liber, spunea Apostolul Pavel, totuși, fără iubire, toate lucrurile acestea sunt zero. Apostolul Pavel merge mai departe. Chiar dacă ți-ai dat trupul să fie ars, Spune Apostolul Pavel, fără iubire. Toate sunt zero. Cum ne-a iubit Dumnezeu pe noi? Vreau să vă întreb așa. Acum nu vreau să fac un experiment în această dimineață, să vă întreb care dintre voi sunteți necă. Necăsătoriți. Bun, care dintre cei necăsătoriți s-ar căsători cu ultima femeie din Timișoara? Să ridice mâna sus. Cu depravata depravatelor. Este vreunul care s-ar căsători cu ea? Nu există? Am riscat să-l întreb pe un tânăr într-o biserică, de asta nu risc. Și-am întrebat cum te numești și mi-a zis numele. Ai face lucrul ăsta la care el, vrând să fie așa mai spiritual, știi... O zis, frate Marius, dacă i voia Domnului. A zis, lasă acolo. Lasă acolo. Nici eu, nici dumneavoastră. Ar fi nebunie pură să facem lucrul ăsta. Dar ascultați-mă ce vă spun. Și eu, și dumneavoastră. Într-o zi am fost la groapa de gunoi a Universului. A venit Hristos. S-a plecat spre noi și a zis așa. Vreau să mă logodesc cu tine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi cuvântul Domnului vorbește lui Osea și zice Biblia că este prima dată când îi vorbește cuvântul lui Dumnezeu lui Osea. Și zice, cuvânt, zice Dumnezeu Osea, du-te ia o femeie curvă, șoc, tot poporul cum omului Dumnezeu, o femeie curvă. Nu, 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 zice du-te, ia-o, spală-o, îmbracă-o, o și fă copii cu ea. Și când era lumea mai dragă prorocului, Gomera pleacă, El lasă un, un mesaj pe WhatsApp. Te rog din, din, ziua, din ziua de astăzi, de azi înainte să nu mă mai suni, să nu mai cauți, am plecat. Vine Dumnezeu la Osea, Osea, Osea trist. Osea, cum te simți? Trădat, Doamne. Osea, te mai întreb o cum te simți? Dezamăgit, Doamne. Osea, cum te simți? Doamne, dezgustat. Eu am investit în femeia asta. Am luat-o de jos, din pulbere. Am spălat-o, am, am îmbrăcat am îmbrăcat-o, podobit am podobit-o. I-am făcut o casă. I-am dat demnitate. Și pleacă. O să Tu înțelegi acum care este inima mea? Du-te, prorocește. Pentru că dragostea lui Dumnezeu, oameni buni, nu e ceva ce, ceea ce noi putem explica neapărat, dar este ceva care îți provoacă uimirea, adorarea și închinarea. Știți de ce? Pentru că nici eu, nici dumneavoastră nu a meritat să fim iubiți. Nici unul dintre noi n-a meritat să fim iubiți. Nu! Pavel vorbește despre nebunia lui Dumnezeu, care e mai înțeleaptă decât oamenii. Și Vorbran spunea că nebunia lui Dumnezeu este să iubească oamenii care niciodată n-ar merita să fie iubiți. Știți că nici unul dintre noi, oricine ar fi aici, Oricât de sfânt ar crede, nu s-a întors la Dumnezeu pentru că l-a iubit pe Dumnezeu. Niciun om din Universul acesta nu se întoarce la Dumnezeu din dragoste pentru Dumnezeu. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și dragostea stă nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci stă în faptul că El ne-a iubit pe noi. Și noi l-am urât pe Dumnezeu. Asta este șocul. Și eu și dumneavoastră l-am urât pe Dumnezeu. În adn vieții noastre, în adn nostru, totul striga rebeliune! Știți ce ne-a determinat să ne întoarcem la Dumnezeu? A fost faptul că într-o zi am îngenuncheat din cauza păcatelor și a poverilor. Ne-am simțit pierduți. Și în momentul acela am zis, unde este Dumnezeu? Și Dumnezeu a zis, sunt aici și tu ai zis, iartă-mă, Doamne, pentru tot ce am făcut. Mi-am pătat haina, mi-am distrus familia, reputația, tot ce a venit Hristos și te-a ridicat, te -a ridicat din noroi, din mocirlă. Pentru că nu există mână, nu există groapă și nici mocirlă pe care mâna lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să nu poată curăți. Dar ceea ce m-a determinat să rămân într-o zi în biserică a fost că Dumnezeu m-a primit așa. și dragostea stă în faptul că nu noi am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit pe noi. Oameni care nu a meritat niciodată să fim iubiți. Ce înseamnă, de fapt, să-L cunoști pe Dumnezeu? Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, prea iubiților, dacă astfel ne-a Dumnezeu pe noi, trebuie, este imperativ. E poruncă, nu ai unde fugi. Oriunde te ascunde, n-ai cum să... Trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Într-o zi, mi-a dorit Dumnezeu patru copii, mulțumesc și pe voștri. Într-o zi mi a duceam fetița de la grădiniță pe cea mai mare, acum e adolescentă. Rugați-vă pentru mine. O aduceam de la grădiniță și mă surprinde cu o întrebare, fetița, avea vreo câțiva anișori și îmi zice, tati, tu știi ce iubirea? Am mers mai departe, conducând mașina, insistă, tati, tati, da, Maria, tu știi ce iubirea? Merg mai departe, n-am băgat-o în seamă, ea insistă, tati, tati, tu știi ce iubirea? Am zis, Maria, ce iubirea? la care ea îmi zice, tati, ma, e, iubirea înseamnă să iubești. Și am zis, dreptate ai, iubirea înseamnă să iubești. Copilașilor spunea Ion, nu iubiți nici cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Nu cred că am 14 ani de căsătorie, mulțumesc. Nu cred că a fost o zi în care să nu-i spun soției mele cu iubesc. Dar ea câteodată îmi zicea, îmi arăta și vasele și aspiratorul. Pentru că iubirea nu, nu stă, în primul rând, nici în declarații, nici în afirmații, ci în demonstrații, simplu. Citisem că verbul a iubire are patru corespondente în limba greacă. Primul corespondent este eros, știți? Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut? La prima vedere se căsătoresc și la a doua divorțează. Pentru că este dragostea asta senzuală, care se uită la trup, și numai la trup. Pe urmă are corespondentul Storge, care este iubirea între membrii familiei, între tată și fiu, mamă și fică, bunic și nepoată și așa mai departe. Pe urmă are corespondentul Fileo. E bine, corespondentul acesta, deci fără el, nu pot să spui unui prieten de-al tău că tu ești, domnule, prietenul meu cel mai bun. Țin minte când era pe vremea veche, Mulți, Unii dintre voi nici nu erați născuți undeva pe vremea dinozaurilor, cum zicea un prieten de-a meu. Uh, era, era filmul la cu tot. cine își mai mintește de el? Și la un moment dat era uh, prietenea dintre un co cowboy și un indian. Era ceva neobișnuit pe vremea aia. Un cowboy să fie prieten cu un indian, ăștia se urau de moarte. Și la un moment dat se întâlnesc ăștia doi și își fac uh, o tăietură pe mână și amândoi uh, și își împreună mâinile și eu zic, uite, de acum, tu ești fratele meu de sânge. Ești cel mai bun prieten. E bine, fără corespondentul acesta, noi nu putem să avem prieteni buni. Fără corespondentul acesta, noi nu putem să spunem soțiilor noastre la altar până la capăt, indiferent că-i vânt, că-i ploaie, că-i soare, că-i bogăție, că-i sărăcie, că-i uh, boală, că-i sănătate. Noi nu putem să spunem lucrul acesta. N-avem cum. Dar și corespondentul acesta are limitele ei. Citisem la un moment dat... Uh, o știre că un bărbat și-a lăsat soția pentru că a aflat că e bolnavă de cancer și-a lăsat soția cu câțiva prunci, dar i-a promis la un moment dat că o iubește până la capăt, dar și corespondentul acesta are limitele ei până când se îngrașă soția, până când la un moment dat, ascultați-mă, după și soția mi-a zis odată, tati, zice, m-am îngrășat, la care uitându-mă la ea am zis, ești cea mai frumoasă grăsuță, stai liniștită. Are și el corespondentul, are limite. Dar a existat un corespondent care a apărut odată cu creștinismul, și corespondentul acesta se numește Agape. Pentru că iubirea Agape înseamnă să iubești oamenii care n-ar merita niciodată să fie iubiți. Iubirea Agape nu implică sentimentul, ci iubirea Agape implică voința. Adică vreau. 10% sentiment și 90% voință. Vreau să vă citesc un text plin de sentimente. Te rog frumos să mă afișez dacă poți. Matei 5, începând de la versetul 38, este un text care ambundă de sentimente. Uitați ce zice Cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dintre pentru dinte. Dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste o drept, întoarce și pe celălalt, oprește un pic. Haideți să, dacă cineva, în momentul ăsta, te-ar lovi la propriu peste obrazul drept. Care este primul sentiment pe care dumneavoastră îl aveți? Vă rog frumos, renunțați la spiritualitatea asta umflată, bombastică. Care este primul sentiment? Să? Să? Exact. Ăsta e primul sentiment. Dar iubirea agape implică voința, adică vreau să-mi întorc la altul Vreau să merg cu tine o milă de loc. Vreau să-mi las haina. Vreau să te binecuvintez, nu să te blastăm, ca să fiți fii ai Tatălui vostru, spunea Iisus Hristos, a Tatălui vostru și să se mănați cu El. Pentru că durerea cea mai mare pe care o am în general în bisericile noastre este că iubirea noastră nu se ridică mai presus decât iubirea vameșului și a fariseului, a păgânilor. domne m-o călca pe bombeu și cei dacă te-o călca pe bombeu? Și pe Isus Hristos și lui au făcut pălmi și lui au pus coroană de spin și el a stat șase ore pe cruce. Tu de ce nu poți suferi minora jignirea fratelui tău. Tu de ce, domnule, că unii cred, domnule, mi s-a părut că s-a uitat, mi s-a părut că păstorul are ceva cu mine, mi s-a părut că fratele s-a uitat mai câș la mine, eu știu eu, avem noi prejudecățile noastre, oameni buni, am stat și m-am gândit așa, dacă nu ne putem iubi cu adevărat, nu așa cu vorba și uh, cu limba, frate, hai să te țuc, dar în inima ta uh, cu lui brutus pe la spate. Dragul meu, ascultă-mă, dacă noi nu ne putem iubi în momentul ăsta, să iubim nimicurile fraților noștri, uh, fărâmiturile pe lângă ce am făcut noi lui Hristos, apropo la cina Domnului, ascultați-mă, dacă cu fratele tău, indiferent care este, nu poți să mănânci supa obișnuită, un sandwich, cum poți să stai la masa lui Dumnezeu? Dacă nu poți să mănânci mâncarea fizică, să-l privești în ochi și să-i împărtășești anumite lucruri, să-l întrebi ce mai face, cu ce l-ai putea ajuta, ce mai fac copiii, dacă nu poți să mănânci o supă cu el, cum poți sau cum pot eu să stau la masă spirituală? Gândiți-vă dacă pentru anumite lucruri minore, ce se va întâmpla atunci când ne va pune pistolul la cap, probabil, și va spune, auzi, câți au fost la biserică? Într-o zi, Petru a venit la Domnul Isus. Evreiau ce au cu cifra șapte, cifra perfectă, și au zis, Doamne, învățătorule, de câte ori să-l pe aproapele meu de șapte ori? La care Isus a uitat la Petru și a zis, nu Petru, de șaptezeci de ori câte șapte. Știți ce am înțeles? este că iubirea și iertarea pe care noi trebuie să o acordăm este nelimitată. Și spune povestea aceea cu împăratul care într-o zi și-a deschis caietul de datornici cu datornici și-a zis zice, chemați-l Auleo, 10.000 de galbeni. Ze... Chemați-l repede aici. Unul dintre robii mei datorează 10.000 de galbeni. L-au chemat pe rob și au zis, omule, tu știi cât îmi datorez? Da, zice stăpâne, știu. Fac o paranteză. 10.000 de galbeni, ă, asta pe lângă ă, venitul anual al Palestinei, care era de 600 de galbeni sau de talanți, și venitul anual al Galilei, care era de 300-350 de talanți. Gândiți-vă cât îi datora acest rob împăratului stăpânului. 10.000. Pe lângă venitul anual a unei regiuni, cum ar fi să zic România. 600 de talanți. Și o zi, stăpâne, îți promit, uite, îți promit că eu plătesc tot, 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 tot. Uite, eu au luat soția, copiii, i-au băgat în închisoare. Stăpâne, uite, te rog, mai lasă-mă, mai lasă-mă o vreme, îți promit. O mie de vieți, dacă ar fi trăit, n-ar putea să plătească omul ăsta. Numai că stăpânul i s-a făcut milă de stăpânului de el și o zis, auzi, știi ceva? îți iert tot, 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 tot. Uite, acum, în fața ta, rup foaia cu datoria pe care tu o ai la mine, ești liber. Aleluia, zice el. Aleluia, slavă lui Iisus. În apa botezului, crezi că Iisus a iertat toate păcatele? Da, până când? Până la moarte. Și nu s-a uscat bine apa botezului pe dânsul și la un moment dat se uită să vadă, zice, domnule, care are datorile? A, zice, el, hai încoace. Tu știi cât îmi datorez? Cât zice? Tu știi că mai de mult am împrumutat 100 de lei. Am nevoie de ei acum. Zice, te rog frumos, și te rog frumos, mai am mână, mă uite, am plătit leasingurile, am făcut cumpărături, tu știi, au crescut inflația asta, curentul, gazul, tot, 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 s-au scumpit lemnele, te rog frumos, lasă-mă, lasă-mă. l au luat de gât, l-a scuturat și l-a băgat în închisoare. Au venit colegii lui și au zis, stăpâne, nu l-ai iertat tu pe... Ba da, nu e făcut, ba da, Uite ce a făcut. Și stăpânul zice, chemați-l încoace. Și zice, o, Roviclean, nu erai și tu dator. Așa cum ți-am iertat și eu datoria ta să ierți datoria fratelui tău. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că l-a dat pe mâna chinuitorilor. Și ce sunt chinuitorii? Sunt demoni Sunt, e depresia. Pentru că spunea Iisus, tot așa va face și tatăl vostru din ceruri, cu oricine, indiferent, că sunt eu, că e altcineva care nu iartă din toată inima lui pe fratele său. Încă n-am întâlnit biserica care atunci când încep să predice, să dea îndemnuri, să se roage, să slujească, să cânte, să fugă fiecare să-și rezolve problemele unii cu alții. Să la un moment dat să fie aici Biblia, Harfa, tot, tot, tot și să fugă toți să rezolve problemele și să vină. Pentru că Isus, Hristos spunea dacă fratele tău are ceva împotriva ta lasă-ți darul la altar, Dute te de te cu fratele tău. Noi ne-am scos uh, traților, zice, Dumnezeu a pus toate păcatele noastre, le-a aruncat în marea uitării și a pus o pancardă acolo, pe marea aceea uitării, la intrare. A, pescuitul interzis. Dar ascultă-mă ce spun. Ce ai făcut după botez? O, oh, zice, am mai bârfit. Bun, am mai mințit. M-am mai enervat în trafic, recunosc, m-am mai enervat în trafic, domnule. Uh, am mai judecat. Bun. Tot ce ai făcut după botez încoace, dacă tu nu vrei să ierți greșeala aproape lui tău, toate păcatele tale sunt active. Și tu zici, sângele tău, cum cântă toflenii, m-a curățit, sângele tău m-a mântuit și Dumnezeu zice, nu! Tu poți să cânți cântări, dar ascultă-mă ce spun. Poți să cânți cântări, dar păcatele tale sunt active, sunt în prezent. Dacă tu nu ierți, nici tu nu vei fi iertat. Știți că într-o zi poporului lui Dumnezeu se plânge. În Isaia 58, Isaia 59, Doamne, mâna ta nu mai e la fel. Doamne, uite tinerii noștri, drogurile, lucrurile lumii au început să ia ca și, ca și valul, ca și tsunami, să-i nenorocească pe toți, Doamne. Uite, Doamne, spiritualitatea prin biserici, Doamne, pleacă, Doamne, nu mai e brațul tău, nici urechea ta. Doamne, mai de mult, mai de mult, știți, Do știți povestea. Mai de mult, mai de mult. Dar ascultați, mă vine Dumnezeu și poporul zice, ne puș să postim, am postit. Mi s-au lipit stomacurile de șirea spinării. Am făcut greva foamei. Cât am postit, tu nimic, Doamne, nici ploiță, nici Duh Sfânt, nici eliberare, absolut nimic. La care vine prorocul și spune poporului, dez, dezleagă, deznoadă, dă drumul celor asupriți, rupe orice fel de joc. Adică, inima mea și inima ta poate să fie ușor o închisoare pe care ținem pe oamenii de care nu ne place. Frate, hai să ți Stă bine cravata. Păi, parcă mai ai slăbit un pic. Și în inima ta, te nu l-aș vedea. De n-ar fi aici. Și vin și te rogi, Doamne, și mă rog, ai milă de fata mea, Doamne, este adolescentă. Te rog frumos, ai milă de ea, ascultă-mă. La care Dumnezeu zice, dă drumul celor asupriți. Doamne Dumnezeule, întoarce pe soțul meu la tine, m-am săturat de ani de zile, nu mă asculți, la care Dumnezeu zice, vrei să te ascult? Da! Dă drumul celor asupriți. O, Doamne, te rog frumos, ajută-mă la examen în problemele vieții. Dumnezeu zice, vrei să te ascult? Da! Dă drumul celor asupriți. Avem nevoie de o trezire spirituală la care Dumnezeu da, zice, e voia mea să fie o trezire spirituală, la care Dumnezeu zice, dă drumul celor asupriți. De ceva vreme, de fapt, săptămâna trecută, am ieșit grăbit din casă, trebuia să ajung la o nuntă, de la o nuntă în altă parte și în grabă am scăpat un cuvânt. Soției mele, i-am zis, nu ne mai vedem. Dar nu să zic, nu ne mai vedem astăzi. Mă sună pe drum și îmi zice, tati, tu știi ce ai zis? Am zis, nu știu ce am zis. Tu ai zis că nu ne mai vedem. Nu asta am vrut să zic. Eu am vrut să zic că nu ne mai vedem astăzi. Vreau să vă pun o întrebare. Așa cum martirul Ștefan, când era lovit cu pietre, Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce aceste vorbe a dormit, după care? După Doamne nu le înținea în seamă păcatul ăsta. Vreau să vă întreb, faceți o retrospectivă scurtă în momentul ăsta săptămânii. Cum ați vorbit cu soțiile? Da cu copiii. Da cu părinții. Dacă ar fi, să nu ne mai vedem. Dacă în momentul ăsta Dumnezeu a spune stop, inimii tale să bată. se putea privi soția în ochi. Știți, ne aruncăm vorbe și uităm că s-ar putea să fie ultima zi în care ne mai vedem. Când un prieten de-a meu, probabil știți, a fost la mormântare și la sfârșitul serviciului de mormântare, o fată se prăbușește undeva peste sicriu. Și la un moment dat, merge prietenul meu la ea, o bate pe umăr și zice, tai că tu este în cer. Da, frate, eu știu că e în cer, dar inima mea e zdrobită. Acum trei săptămâni de zile m-am îmbrăcat să mă duc la facultate în Timișoara. Chiar de aici, aici venea la facultate. Și la un moment dat, o să uită tata la mine și îmi zice, tu așa vrei să mergi la Timișoara? Tu, tu vei vezi cum, cum areți. Tată, te rog frumos, lasă-mă, lasă-mă, tot îngustimile tale și tot, lasă-mă cu, cu, cu biserica și cu tot ce... Am plecat, m-a sunat tata în ziua aia, pe drum, i-am dat respins. M-a sunat o săptămână, m-a sunat două, m-a sunat trei și i-am dat respins. În ziua în care am murit, m-a sunat la ora 12 și n-am vrut să-i răspund. Mă sună mama după masă și îmi zice, auzi, tata a murit, hai acasă. mi zis, frate, frate, aș da orice în momentul ăsta să pot să-l am pe tata în față și să-i spun, tată, iartă-mă. Iartă-mă, tată. După aceste vorbe, a adormit. Vreau să mă apropiu de încheiere. Într-o zi am primit pe telefonul meu o ilustrație care m-a sensibilizat. Se cercea rădoi doi frați. Lucru obișnuit. Numai că știți că din lucrurile mici și diavolul, cum zicea Vorbrand, și Dumnezeu stă tot în lucrurile mici. Și la un moment dat se certea atât de tare încât pur și simplu nu s-au mai putut vedea în ochi. S-au de moarte. Erau gospodării alăturate, una lângă alta. La ușa fratelui mai mare bate într-o dimineață un tâmplar. Deschide fratele mai mare ușa și zice, auzi, dar ce cu tine aici, ce vrei? Uh, domnule, sunt un tâmplar, caut de muncă, nu aveți ceva să-mi de lucru? La care fratele mai mare îi zice, auzi, n-am -am, -am vreme cu, cu, să-mi pierd vremea cu, cu, tine, cu tot felul de uh, nimicuri din astea. Închide ușa, face doi pași. Merge înapoi, deschide ușa și îl cheamă. Și zice, uh, hai încoace, hai încoace, haide. Hai că chiar am ceva de lucru pentru tine. Îl ia de mână și îl duce în gospodăria lui, în spate, în curtea din spate. Îi arată o casă și zice, vezi casa aia? Ia vecinului meu, de fapt, ia-lui frate meu. Nu -l vreau să-l mai văd în viața vieții mele. Nu vreau. Îl urăsc. Auzi, până vin, te rog frumos, să-mi faci un gard de 2 metri, pentru că nu vreau să-l mai văd în viața mea. Se trezește Templarul, începe să măsoare, să taie și să bată. Până vine spre seară fratele mai mare de la muncă. Intră în casă, din casă în curtea din spate și când ajunge în curtea din spate, șocul vieții lui. Nu era nici de cum un gard de 2 metri, ci tâmplarul făcuse un pod care lega cele două gospodării. Pe același drum venea și fratele mai mic, s-a oprit șocat fratele mai mic, se uită la pod, se uită la frate so, la frate so, la pod și zice frate, frate, izbucnit în un plâns puternic, Iartă-mă, frate, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă pentru toate vorbele pe care ți le-am rostit, pentru tot ce ți-am făcut, jignirile, știu că te-am rănit, iartă-mă, te rog. Și au început să se îmbrățișeze amândoi și să se strângă la piept, în timp ce templarul discret își dângea sculele și încet încerca să-i facă nevăzut. După ce au terminat de se îmbrățișat, templarul avea ceva distanță. Îl strigă fratele mai mare, și zice, Tâmplare! Tâmplare! Hai! Hai că mai am atât de mult de lucru pentru tine! La care templarul de departe începe strigă. Nu pot! Pentru că mă duc în biserici, în familii, în România. Pentru că oamenii construiesc prea multe garduri și prea puține poduri. Față de cine ți-ai făcut gardă? Probabil de soția ta, ani de zile. Și vii aici. Și pozați într-o familie. Cum sunteți? Bine. Dar numai Dumnezeu știe ce. Poate nu-ți poți suporta fratele tău. Că cu ani de zile. Sau pe soțul tău, cu ani de zile, domnule. În ziua nunții, după nuntă. Domnule, tu știi ce ai făcut. Știți că se întâlnesc doi bărbați, știți? Și unul se plâng. Câteodată și bărbații mai plâng și se plâng. și la un moment dat, unul zice, băi, nu știu ce să mă mai fac cu soția mea. Pentru că este isterică. Băi, zbiară din orice. La care celălalt îi zice, auzi, de tine bine. A mea istorică. Adică mi-amintește tot timpul lucrurile din trecut. Domnule, ai life, aia ai făcut-o. De fiecare dată când ne certăm, îmi amintește tot timpul lucrurile din trecut, domnule. Atunci, atunci, ștergeți-le. Rupele în momentul ăsta. Dărmă cardul istoriei. S-ar putea să fii victima unui abuz în familie. Nu știu. Nu vreau să fiu... Uh, nu vreau să predic Evanghelia asta triunfală în care, fraților, în momentul ăsta, nu, ascultă-mă, ce știu că ești rănit și rănită, probabil în dimineața asta. Știu că sunt aici oameni, probabil, care au inima rănită. Dar decizia de a ierta este instantanee, chiar dacă, chiar dacă vindecarea este progresivă. Dar astăzi asta să ierți. Nu m-am născut într-o familie de pocăieți. Am fost primul care s-a botezat în casa mea. Dar de la 12 ani, pentru că din cauza abuzurilor fizice a tatălui meu, asupra mamei mele și asupra fraților mei, la vârsta de 12 ani am hotărât că în momentul în care voi împlini vârsta de 18 ani, mă voi răzbuna pe tatăl meu. Și așteptam așa cu ardoare și mă pregăteam și parcă îmi imaginam ziua în care îl voi lua de piept pe tatăl meu și voi cere socoteală asupra tuturor lucrurilor pe care le-a făcut. Numai că la vârsta de 18 ani m-a prins Dumnezeu la balconul, la balconul unei biserici. Era o seară de evangelizare. În momentul ăla mi-am predat viața Domnului. Și am simțit în momentul ăla cum legătura după legătură a început să cadă din viața mea. Am ajuns acasă și pentru prima dată i-am zis tatălui meu, tată, Te iubesc. Te iubesc. Cine nu iubește, spunea apostolul, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Că Dumnezeu este dragoste. S-ar putea să se lege niște relații dimineața asta. Între prunci și părinți, între părinți și prunci, între frați, între soți și soție. De ce să mai trăiești așa? Tot timpul în tensiune. Nu vezi că diavolul își bate joc de tine și de casa ta? Dar în această dimineață, cum spunea fratele Nelo, în spatele cinei domnului nu-i doar azimă și must, ci este însuși prezența, puterea și autoritatea lui Dumnezeu. De aceea vă invit să ne ridicăm. Și dacă în dimineața aceasta ți-a vorbit Dumnezeu și vrei să ne rugăm pentru tine, acolo unde ești, fă un semn cu mâna doar, spunându lui Dumnezeu, Doamne, și eu am nevoie de prezența ta. Poți să faci un semn cu mâna și să ridici mâna sus și să spui lui Dumnezeu, Doamne, eu am nevoie de atingerea ta. Inima mea este zdrobită. Domnul să vă binecuvinteze. Inima mea este zdrobită, e rănită. Doamne, nu pot să iert, nu pot să văd, nu pot să uit. Ascultă-mă, nu poți, dar poate Duhul lui Dumnezeu în această dimineață. Poate prezența Lui în această dimineață. S-ar putea să fi venit certați aici, în tensiune, în fiecare. Ascultă-mă. Nu-i ușor, nu-i greu să te uiți la soțul tău să spui, iartă-mă, te rog. Leagă-ți din nou relația între tine și soția ta, între tine și pruncii tăi. S-ar putea, nu știu, să fie ultima zi în care poți să-ți mai privești soția în ochi. Cum ai îmbrățișa -o? Sau soțul? Cum l-ai îmbrățișa? Cum ei vorbi? Cum? De ce, iubiți mei? Mergem înaintea lui Dumnezeu. Cel care are puterea să vindece inimii e Domnul Dumnezeu în această dimineață. Dumnezeu Sò vindece ori, che inima. Ne rubiamo.